deși nu-și dorea să dea ochii cu nimeni. Nu vreau să ies, am ieșit afară, nu mai vreau să ies. Eli a mers în cele din urmă la cumpărături, alături de prietena Roxana și de iubitul Cristian. Întreabă că lui dacă vreți să mai fiți în viața ei. Da? Da. E bine între voi? Mult. Deocamdată, așa și să apuce să citească 15 ore din 17. Poate că și tu, dacă nu ai fi avut atâția prieteni pe lângă tine, ai fi stat mai mult cu lume. Păi da, dar oricum nu mă afecta. Putea să vină 10.000 de oameni să-mi spună, nu mă interesa. Nu contează internetul, nu contează părerea, nu contează ce e acolo, pentru că oamenii sunt într-adevăr până la final și, exact. Și după. Am unul pentru tine și unul pentru Simona, da. Tata mamei lui Dănuț. Da, da? Am înțeles. Și... cu rugămintea să-i spuneți lui Dănuț să vină săptămâna viitoare la cumpărături. Păi o să vină, da? Să-i spuneți lui Dănuț, fără să afle carne, nu, da. Nu-l mai încuraja să se împace cu carne, că nu asta. Și spuneți că prietenii au zis că au fost dezamăgiți, iar mama e, devine penibilă. Te iubești și ai grijă și nu-l certa. Nu. Nu mai împăcat. Nu. Și puneți-o să muncească, pe cuvânt. Nu, e treaba mea aici. Nu știu, dar nu-i mai dați tot la tavă, vă rog eu frumos. Nu. Să spun lui Cătălin că nici măcar atât nu o să mai fac, nici măcar un vot. Stai, mă, liniștit. Și următorul pe listă o să fie Nicolae și Cătă, da? Da. Nicolae și Cătă sigur vor ieși. Da. Prin asta și-a pierdut el susținerea, din cauza la vocabularul lui și spune că prostimea care stă în pat, ăla l-a salvat și data trecută. Prostimea de la calculator. Eu nu înțeleg, doamne, Cătălina, să dă cum bate vântul. Păi și... mai acum două zile în gara trecută, parcă a zis că eu rog să mica, te iubesc, nu știu ce, nu am nimic cu voi. Da. Și la primul clinci și sare pe voi. Da, păi n-ai văzut? Normal. Doamne, nu știu de ce mă întrebați asta. Ok, ți-a dat de gândit. Dar tu te gândești ce mă avantajează pe mine pentru ceea ce am eu în suflet. Pentru ceea ce... mi-am propus eu să fac viața mea. Veselie mare pe voi. Ah, da, da, vă mulțumim frumos că ne-ați adus, nu mai venim. Da, frumos aici nu mai venim. Multă zarvă, multă zarvă, doamne, nu credeam. Am zis că dau cu coșura pe aici. Am uitat să iau șampon lui Nicu, dacă se uită și mă vede. Nicule, ți-a luat 8 kg. De șampon n-am mai avut bani. E greu la cumpărături? Puțin, dar dacă ne obișnim, nu o să mai fie greu. Hai să mergem acasă să vedem ce zic copiii. Haide. Da. Iar ne luăm bătaie, iar... din toate produsele. La mine nu vin, să știți. Dacă nu vin, asta-i... Răspunde Eli. Da, răspunde Eli. Vorbiți în stat. Vorbiți mie că... Mireasă pentru fiul meu. Ca să înțelegem. Deci v-ați luat cu lumea și cu susținătorii și n-ați avut nici timp de toate cumpărăturile, ba da, da. Mai depășit și bugetul. Într-un final am avut, mi-a rămas și timp, dar n-am mai avut bani. Dar pe ce ați cheltuit? A luat prea mult timp. Dulciuri a luat el. Pentru băieți, am să-i fac fericiți și eu, dar mă duc o dată măcar să fiu fericiți. Stai puțin, și ai luat detergent 8 kg da, în loc de 2? 8 kg jumate. Super, păi ajunge încă 2 sezoane. Păi de asta, era ofertă, să nu mai bătrebu nici băieții care o să vină. Păi, dar dacă cumva era ofertă și la niște sali de ciment, îi luai și pe aia? Da, că era nevoie. Să fie aici, să facă tot e, știi? Și românul, mă, n-avem nevoie, dar dacă se reduce, să luăm. Ok, e bine acum că am luat, că nu mai luăm 2 luni. Dar nu mai luați, da, tu ai gândit în perspectivă, da. Dulciuri, de ce atâtea dulciuri? Că n-am fost niciodată atât de multe dulciuri de când am intrat în competiția asta. Și? Deci să fac eu acum pe Moș Crăciun să aduc dulciuri la băieți. Păi bun, și în afară de dulciuri ce mai mâncați? Avem de toate. Detergent. Eu o să mă spun cu înghețatul. Nu mai spune de nume de detergent. Așa. De ce? Deci nu ți-a luat șampon? Nu a luat șampon. Dar detergentul curăț. L-a lăsat la căruț. De luat, era luat, dar nu mai aveați bani să-l mai plătiți. Am depășit bugetul vreo 400 de ron, da. Pe cuvânt? Cum mai cu 400 de ron? Păi la cât am luat eu dulciuri acolo? Păi dați în râs, dar alții ce mănâncă? Păi nu, e că am luat și cred că nu rămânem nemâncați. La noi nu se pune problema. Nu se pune problema? Bine. O să vedem.